Din colindătorii cum veneau datele ruile. Vin colindătorii cum veneau datele ruile. Se colinde în seara asta minunatele ruile. Are gura arsă și li sochi-n lacrimile ruile. Prea degeaba sânge, prea degeaba patim leruile. Gazdelor creștine, să-i primiți în casă leruile. Și cum se cuvine, să-i poftiți la masă leruile. Nu-i trimite sfântul să ne încerce mila leruile. Domnii mari de astăzi să-și deschidă vila leruile. Și-o voienic pasul, mâinile plăpând leruile. Tremurate glasul, nu știu să colinde leruile. Dacă stau la poartă și nu zic nimic leruile. Domnilor de astăzi să vă apuce frica leruile. Mută întrebarea ce răsună afară leruile. A murit degeaba ce-ați făcut din țară leruile. Tot în fric și în foame, tot cu mâini întinse leruile. Pe la porți străine ce ne stau închise leruile. Din colindătorii, vin colindătorii, cum veneau odată leruile. Să colinde-n seara asta minunată leruile. Dar ligura arsă și li sochi-n lacrimi leruile. Prea degeaba sânge, prea degeaba patim leruile. Reprezentată de doamna primar Lența Aldea, școli gimnaziale a locului Târșul Mare,
reprezentată de doamna director orașului Șcaudia și Biserica Ortodoxă de Cerchiu Mare, reprezentată de părintele paroh Grea Viorel, împreună și cu Biserica Ortodoxă de Ruscu, reprezentată de părintele paroh Nicolae Dragă. Vă spun, bine ați venit la cea de-a treia ediție a programului nostru Deschide ușa creștine, ediție care trebuia să aibă loc anul trecut, dar s-a amânat din cauza tristei. A plecării dintre noi la cele veșnice, colega noastră Cheța. Vrem și dorim să-i dăruim acest spectacol ei, îi dorim acest program din tot sufletul. Ei care au fost mereu alături de noi, Cheța a fost cea care ne-a dus mereu zâmbetul pe buze. Vă mulțumesc din suflet că sunteți astăzi aici alături de noi într-un număr atât de mare. Ați ales să fiți astăzi aici de marea sărbătoare, nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, să colindăm, să cântăm și să ne bucurăm împreună de acest praznic minunat. Vă doresc ca nașterea pruncului Iisus să vă aducă sărbători liniștite și pace, iar noul an să vă aducă multă sănătate și fericire în familiile dumneavoastră. La mulți ani, dragi ciocloveni! Vă doresc petrecere frumoasă în continuare! Mulțumim, doamnă primar, pentru cuvintele frumoase și vă dorim și noi sărbători de iarnă cu pace și cu bucurie! Acum îl invităm pe scenă pe părintele paroh Grea Viorel să ne adreseze câteva cuvinte cu ocazia praznicului nașterii Mântuitorului. Vă salut și eu pe toți! Ne bucurăm că suntem la Catedrala la Neamuri, cu siguranță încă mai bine. E bine, sigur, Crăciunul nostru atunci e o bucurie imensă pentru toți. Începe din sufletul creștinului, în familie, cu prietenii, în biserică, dar și aici, așa, în cămin, unde suntem cu toți. E bine să simțim momentul, e o întâlnire între trecut și prezent. Și numai așa putem avea un viitor. Dacă nu uităm trecut. Să știți, eu mă bucur enorm că aici se păstrează tradițiile. Și în special asta de Crăciun. Da? Toate tradițiile frumoase românești se păstrează, atât în momentele importante din viața românului. Emoționant, așa cum a început doamna primar, amintind-o pe Cheța, mi-a plăcut mult femeia aia, o femeie care știa să se bucure de viață. Crăciunul astea Domnului e sărbătoarea bucuriei. Ce bucurie vă mai mare când Dumnezeu vine între noi. Dumnezeu se naște și se face ca unul dintre noi. Ca să ne îndumnezeiască. Crăciunul, asta trebuie să fie. Omul să se îndumnezeiască, să fie precum Dumnezeu. Care e Tatăl nostru. Dacă îl numim Tatăl nostru, trebuie să ne asemănăm cu El. Mai ales la sărbătoarea de astăzi. Și ca să nu fac așa multe urări, le includ toate într-una. Să dea Dumnezeu ca toate zilele vieții noastre să fie ca ziua de azi. Viața să fie ca ziua de Crăciun. Așa să vă bucurați de viață. Crăciun fericit pentru toată lumea. Vă doresc să vă felicit alături de familie și întreaga parohie, să vă bucur de iarnă, cu pace și liniște. Invităm pe doamna director Rașcoviș Claudia Maria, reprezentanta și colegii naționale a Rumpot Rumș Cerdău Mare, să ne adreseze câteva cuvinte. Bună ziua! Ne-a venit la treia ediție a festivalului didactică Deschide ușa creștină. Iarna, știm cu toții că este un anul magic, sărbătorile de iarnă sunt magice, dar
suntem obligați să insuflăm dragostea și mai ales respectul de acest obicei. Să aveți lumină inimă, să vă rog fericite! Vă mulțumim, doamnă director Rașcoviș Claudia, și mulțumim de asemenea și cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Ron Cotruș și vă dorim sărbători fericite! Acum ai venit prețină de la Caneza Răpânean, să ne adresate și prin câteva cuvinte. Vă mulțumim că suntem alături de noi și ne sprijiniți, ne îndrumați în aceste spectacole ale Căminului Cultural Central. Vă rog. Thank you.
studanților și continuare urmează de trupul de colegător de la Lucru, urmă de părintele Paronul Cultura Edat, vă lăsăm în compania lor și vă închid la unul cu vocele lor frumoase. Ne bucurăm tare, tare mult să fim de nașterea Domnului nostru Iisus Hristos împreună astăzi aici, să ne împărtășim din harul și din emoțiile sfinte ale colindelor. Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos este descrisă cel mai bine prin aceste cuvinte de către Apostolul Pavel. Zice așa, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, s-a manifestat, s-a făcut vizibilă prin Fiul Său, Iisus Hristos, care s-a întrupat prin Fecioara Maria. Adică, bunătatea lui Dumnezeu, dragii mei, și imensa Lui iubire de oameni față de noi toți, indiferent, indiferent cum suntem, cum arătăm, cât suntem, cât avem, ce avem, imensa Lui iubire și bunătatea Lui Dumnezeu s-a manifestat prin smerenie și prin coborârea Fiului Său într-un loc sărăcăcios, în Iezlea Boilor. Fiecare colindă exprimă bunătatea lui Dumnezeu față de noi. Fiecare colindă, dragii mei, ne ajută să trăim bunătatea lui Dumnezeu, bunătatea Crăciunului. Și fiecare colindă pe care o interpretăm, o trăim cu emoție intensă, sfântă, trezește noi credința în Dumnezeu.
Yeah.
care suntem aici. Stare sănătător de pace și cu multă împlinire și de viață. Înainte de Crăciun, când mai mulți oameni se adunau la o gazdă și se pregăteau pentru marea sărbătoare a nașterii Domnului. Nu vă spunem mai multe, ci vă lăsăm în compania lor să vă transmită ei, așa cum știu, cel mai bine. Ilie, că niciodată când e vreme, de cine nu-s acasă niciodată? Doamne, Doamne! Doamne Dumnezeule, că copiii ăștia trebuie să-i caut cu ăste tăt. Ie vezi unde-i, să vezi că-și mămăliga, strigă după ei. Ilie! Ligă! Hai de acolo acasă, mă! Că eu m-am explicat-o de când știu eu. Păi eu știu că mi-ai explicat-o, noi eu direct o cana. Păi tată, crinai cu drăguță ai la poartă. Hai de aspect că nu mai așteptăm după voi, mâncăm și acolo lăsăm. Noi e mămăliga, uie aici, aș ne spură cirul. Tot la ce face, domn? Ilie, Ilie, că nu ești gata să-ți strep capul cu veste tău, că niciodată... Lino! Ia-o, Lino, și tu te trimite după muratura. Acum lasă-i, vin mai spătii și acum... Da, știți că n-a treabă cu voi niciodată. Dar ce ați făcut de mâncare? Ce să facem de mâncare? Ce iar de mult și tare? Fiule! E să nu dai mămăligă! Mămăligă, după cană, că e pochile! Păi tău, pochile! Ce pui pe masă, mânci? Doamne, că m-a săturat! Aici, am îmbrăt, da. Când am treabă cu voi, nu vă dă. Vezi acolo, tatăl, e mămăligă, lasă-o ce avem fica! Nici început, mâncam seara asta, mămăligă, te-am spus să-ți stai gura! Nici o tumată! Lasă-i, că nu-i mai ciudă nici pe de față! Lasă-mi pace, că eu niciodată nu vă vedează când vine tinele la mine! Nu sunt de gata niciodată! Dar iar vine tinele la mine? Așa e fain că-s tine să se petreacă, să te-le facă. Ia, ia să se petreacă, să se-i cam atâta de lucru astăzi, ai pus un punghi la... la câță lui. Te-ai pus un pe sărăcia. Așa-ți place că tu ai câță nu spain, dar ăla n-am. De bine, să-ți-vă zbercați cu goșura. Băi, tată, vezi că pe s-a răvit viciore de la tot, că se repetăm aici, ia. Apa și picioare vin, mă, Ilie, mă, apa și fetele vin. Mai bine! Iar păstării, iară! Vino să da! Gata, mama, dai la ta. Măi, eu zic să vă împăca să fie bine. Nu ne cheie pe tot, dar e la ta. Pe rând tăzi, ne împăcăm tăgeți. O, doamnă. Băga ceva care... Păi cum să fac carne, Ilie? Nu ala carne să capu, Ilie. Păi tot, tot, nu mă crumpe, de ta să mânc. Păi crumpele, ce ai gândit că mâncă mare? Păi că din toate rea țar să bată de carne, ai mai bună. Așa. Giorio, păi de-aia nu mă ascultă Ilie, Giorio. Acum ce să mă da? Lino, du-te că am o glaje cu niște ginare. Dar m-a spus acolo, după ta, să nu-l găsească ta. Stați așa câtă lume, nu stați. A, așa, mai cu fața. Da, tu pus pe totul cu masă acolo și îmi dă de te. Ilie, ține și tu de asta, suga ta. Mă uia aici, mama, mă nu ei fac niște apă, că te pălăm. Să sper să nu... Să uscă mămăliga pe meșecoa, pe meșe și poa, dacă... Păi eu meșe, cu meșe, nu mă mai rog de voi. Nu treceți la masă, să mă pui în plin să mâncați. Trage masa mai încolo, ușirat. Da, era așa. No, Ilie, care zice tata nostru acum? O rugăciune, Ilie, că el e mai tine. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele tău, binecuvântează-se numele tău, facă-se voia ta pentru în cel așa și pe pământ. Pâinea noastră de toate zilele de mâna noastră și ne iartă nouă greșelile noastre. Și nu ce pe noi nispite cine mântuiește de ce vreau. Că este împărăția și puterea și mărirea. Poftă mare vă dorim și la masă nu vă vei. Ilie, trece aici în capul la masă. Adu-mă, tatu, să mi-ai cârnați. Măi, mâncați ce este, mă. Băi, mă, satur cu crumpele. Pricos, mâncă crumpele, dar vă este în soc, dacă nu le vedeți. Ca și tot vă dăriți la apă. Mâncați odată și tăceți, să nu vă mai trăi că vă sfătiți. Ai vorba și mai...
Dar nu treci după masă, Mili, dragă. Și nașule, v-am dus la masă. Să spui ce am vin. De ce ai vin? Auză, nașule. Nu dansa cătărâță. Păi tu, Hino, dragă, e doi dată, nu te lăsa fără tărâță acolo să-și moară în corpul pochet, da? Păi, doamnă, nașule, eu mă adam acum. Dar pe luna ce vine, lasă-ți bag cu toate lapte mai mult. Tu, Mili, ești... Mili, Mili, ți-am mai dat cu sacă, nu știu, la care arde. Eu pe dat un sclavul 13 cu ce și n-a citat de mâna lei. Mili, dacă poți da și nouă un sac. Dacă nu, dau cu ce, că și sunt de la cel cer, de nu știu cu ce mare. Spune, atât să îți dau, stai liniștită, să nu-ți moară cu ce. Nu mâncați, mai făchit. Nu mă duc și-am făcut, că le-a dat partea să colindă la voi, țara asta. E venit la noi? Venit toate la noi. Nu, ce-i tine pare? Atunci mă duc și-am făcut, mă duc pe cine la șoaita, să nu mai mă dau, da? Nu mai știe mâna, așa, nu-l au. Mă duc și-am făcut una. Doamne ajută! Mă ieri după? Băi, copii, să te ajută! Parcaia! Iase, iase, Dakar! Mai bine că nu putem lucra liniște niciodată! Aici e loc de te cărere. Aici e loc de te cărere. Aici e loc de te cărere.
Ieri când te-am trimis, când m-a dus, era de-a stat cu barcanul și făcea...
distanță. Lasă-i, dar și pune-ți-o, că mai vin astea și trebuie să o încerc. Să mărite și după aia plângi după ea, că de ce s-o dus? Dar tu, Mili, Ilie, bagă-ți cu tu bani. Mai fain. Nu. Ce nimeni spune ăsta mai greu, ce până, pe aia o cumpără și
problema. Colchii ăștia calcă urmele la părinți. Ce faci acum? Stăm? Mai trebuie să fie calcă. Stăm, tu să fie calcă. Stai, dacă nu mai vine... Auzi, au să vine noi în sala asta, vine și colchii ăștia cu fete și cu ficiori. Acum au început noi. Aceia. Ce să fac? Am făcut o prăjitură cu bulion. Ii vedeți ce bună e. Am făcut foile cu amoniac. Care le-am făcut, că ce ziua, dacă ați zis că veniți voi, am zis că să fac cu liclar, din crihine, știți? Nu, bună? Din crihine, am făcut. Nu, ii vedeți ce prăjitură bună. Cu liclar ai făcut. Voi cu liclar și aia cu bulion. Nu. Lino, dacă n-ai multe fiate în țara asta, îți ajunge și ție, fie mamă. Lasă-o, mama, că de-abia nu ne îngrășăm. E, ceau cu grășa, nu sunt bine. Lina, o spălat, doamne? O spălat, o spălat, în casa ta. Păi, Lina, Lina, dar tu nu-mi iau copierile astea. Sunea de dimineață, vin oamenii la lătărie și vin doamnele nespălate. Păi, cine? Lina, o Lina! Ce să le facem? Păi, cine este? Dacă erau toți acum acasă, ce făceai, Mili? Ce să fac, Iorgiu? Ce să fac? Ia, ce-am făcut și până acum? Nu dați nimic de la mine, hai să-ți spui o veste, auzi, ce? Doamne, auzi că alugerea trebuie să pune pe altul parte nu. Nu și eu, Dieta, mă. Că ceva de genoare, clar. Ia, mă, și Nicuța nu parte nu. Dar Nicuța ce trebuie? E mai bună ca alugerea? Dacă e ce? Eu știu ce trebuie, dar trebuie să spui că vin la Ișardă, a ieșit la Ișardă, a zis că-i cucă. Ai mutat-o? Am mutat-o. Dar dacă nu-i fie că-i mutat-o? Da, și da, și da, dacă se plac, o să iau. Păi e, spui, eu vei șară din cucă, am din Ișardă, dar ce-i trebuie? Păi spui, cred că e alipul, dacă e ghiță. Ghiță mai spui, că așa e spui, ghiță. Mă las, că acum, dacă l-au trebuit, ai și doamne ajunge. Au, măi, omule, grăiește tu cu ghiță când vine la pincuțul. Să moaie și el și să lase pe cochi să se... Auzi, dacă la cochi le place, nu se bagă nimic. Păi ba să bagă, cum le calcă acum, nu se bagă. Acum, el o ciucă, nu e înainte muiene, dar las că să-mi bagă cochi. Dar știi ce mare așa de gură, îi spurcă, nu știi? Ia, dar la cu mire! Love!
unde s-a născut Mesia. Dacă nu mă crezi pe mine, iată steaua care vine. Poți uita din s-a rezat, tată, ce m-a culcat, parcă cel s-a prins, să mai de că nu e bine. Prea puternice și mare împărate, faima ta să-l juita seara în cetate. Trei crai de la oameni s-au sosit în grav. Pe cine întâlnesc întreabă, nu știu trebuie să arăt scurs. Un crai tânăr de curând, la asemenea întrebare, nimeni nu este în stare. Merge ca o și întreabă, să-l vin aici să te seamă, ce crai și de unde sunt? Ce caută pe-a meu pământ fără așa o voie de la mine? Crai, eu și ești, Moris, vă rog să vine venit, pentru la o steneală, spune la împărat, lui rog, ne se strânge un noroc, pentru la asta să vă dea. Eu vă rog să vă rog, pe la mine ați venit, de când eu vă rog, pe aici, de ce te rog? Împărate, împărate, am venit la ta împărate și la ta împărăție, cu o mare bucurie. Ce bucurie așa mare face la mine întrebare, spune numai de pe la altă, n-a aștepta vorba rugată. Ați dat un vis minunat, pe noi ne-am credințat, că un fiu din cer dorit, aici să se lăsuie. Nu s-a auzit, nu s-a pomenit, că cu de bine cerească, ar fi pari mai de se nască. De la toată aceasta este, să rostim această veste. Nu știu poporul să fie despre această prorocie. Unde și în ce parte împărătească, a fi cu întrebărat să se nască. Ba parcă mi-aduc aminte de oarecare cuvinte, parcă cunosc voia și locul, cum spunea văr la prorocul. Că fiu de viță cerească, la mic la ei pare să te nască. Mai bine ne-a zis să fac, venit la mine că și eu cu plecăciune vă da lui închinăciune. O iroade, tiran mare, deci că ne vei da închinare, dar ce arăți așa amânios când îți vorbim de pe Hristos. Mare ca așa, să nu vine cel în cea mai altă oție. O ție să spunează, ați luat de că să vadă o și cine că se face împărăție. Așa te mai ține pământ, așa te mai ține, trebuie să-i luat de tine, așa este. Am crezut că deja m-am amânit. Eu și toate ești care sunt gata, de nu văd mai ceva ce ne-mi pare, ceva ce nu ne-a luat. Nu mi-i cu ce-o, să nu fac să ne fac la lucruri. Deși vă pune pe tine la lucruri, vă dați de la mine. Voi pomuci la asta să fac o urmă, să dau un lucru în care, în cazul urmă, să vină la mine, să fac lucruri și mai prost peste o mie. Pentru că mine m-a spus că nu poate te ai recunut. Că i-ai te ai luat de pe ea. Asta nu fie, te ai ales numai la părere. O și nu fie numai la tare, după mea scutare. O, că nu-i așa, după socoteala ta, ce ai crezut tiran de câine? Calicule, vai, de tine. Pe Iisus vrei să-l omor, dar mai bine tu să mor, tu fii și om rău, dușmanul de Dumnezeu. Genul, zice, da, de-a sfârșit vorba asta, peste maturi, că mi-a fost arătată. Hai puțin, mai mică, mi-a dat de cine fie. Te dau sta, să-l lua, că nu fii zicată. Și pentru acest cuvânt să stai capul cu mai curând. Dacă e loc de loc de pe Hristos. O, frate, m-a ce m-am venit, ce tiran mi-a vorbit, era gata, gata să mă taie. Pe aici, pe aici, gata să-mi sai. Să mergem la ceasă, fiară, mai mult vă îndrăzneală. Ce să ție împărate, te la oscăle pe bate? Să te ferească, Dumnezeu, și nu-ți scos de eu cântată să-mi deschid vârst. De ce să-ți tu și ceilalți, Dumnezeu, nu mergem pentru Iisus, cu acest tiranic, care sunt mare ziua. Lasă-mă eu să-i vorbesc, ce să-ți puse povestesc, că tu ai inimă slabă și în picos ca o bani. Pentru că nu știu ce este, eu nu viață pe lume. Ce ți ține împărată, te la oscăle pe bate? O, frate, frate, mi-a dat să te lume, că scos sara, nu știu ce te pasă de șapă. Unde sara și vezi până capă, ți le trebuie, unde sara și dură, până la urmă dură. Acum toată țara plânge, văzându-se atâta sânge. La porunca ce ne-a dat în această dulce seară, ruginuți în altă seară, vom fi singuri împreună, vor pieri și aloc mult. De care s-au auzit și mult s-au pomenit, 14.000 de plâni, ce mii de doare n-au ajuns. Loc cum plângeau oacele cele curtau. De ce nu magilor să zace, că azi vreun avem ce vă face? Cu porunca ce-au primit, e drag rău, ce-l vesti. Magilor așa spângă, trecut împărăția mea să se stângă. Și mă astăzi, domnie, te-au pus de Mesie. O, poate nu mi-e doar de zaf, robade și al tău, dar ce-a pe ce-i tiran să lavă, să face un Iisus să treacă. Vai tu mie, că mi-ai vorbit tirare, tirare, cum vii tu câine și-o rău dușmanul Dumnezeu. O, mai vă sunt pe la rău tine. Lăsați că am murit, urmează cea mai le cuvinte, văzându-se că nu cu putință, fiind de credință. Este-ți în Ion are mare, vor muri de mea vale de mare. Și mergând această veste, se răscolește, mai bine să-l încușești. Și ce era scoate din fire, spre ale da, de sprujire, despre stele în vier. Astfel ne vor tăia cap, fără teme de neamorul să-i tăi. Deci vă dreptate, bărbate, frate, împărat, dar vă văzut că ați vesti scumpe în economiță. Ia mers, fior, mă numesc, ia mers, fior, mă numesc. Numele mi-e Gaspar, numele mi-e Gaspar, smirnă-i de lume.
La această zi mă e sărbătoare sfințită, vă urez zile să ne revedem cu bine la anul și la mulți ani.
facem paneziile cu ciorchile, chiar faină. Apăceți-și tata la că nu-l vedem și pe el. În orice caz, îi e roacă că înseamnă că vom și-o s-o. Acum nu poate, sărac. Nu poate, dar adevărul este că este un mai găsit de la lucruri. Poliția. Nu, joacă o faie sărac, dar trebuie să joace mai bine să slăgească. Irie, ai copil, faie, sunt jo. Păi chii și tu așa, frumos. Mă scumite, mamă, dorșite. Scumite, scumite. Pânce, tata, să pânce că se laudă el. Să laudă pe gură. Fai, fai, picioare. Să nu dea Dumnezeu să vă învățați să faceți rare. Că n-au urcum, bate, bătești,
ce ziceți voi? Voi ziceți moșu, frătate, mai cu aia, voi, cu ce ghine vă să? Așa să ziceți bani după sărbători. Bine, așa că eu nu am cu ei. Eu Nu știți ce e tu, muierilor?
lucru. O colindă așa de faină, ca să o scriu și mâine seară mai finim sau merem la... La perena voi? Haideți la mine. Nu, no, dar să le ieși pâine. Să le ieși pâine, că ai văzut ce era. Am avut să scriu o lucru variată, să nu ne mai sucă. Vrea vina, ea. Vino, no, hai să fie și fetele. Am văzut câte fetele cu picioare. Și vă să mai joace. Hai, lasă-i să fie, lasă-i să fie, dragul mami. Hai, fetele. Let's go!
Ok, rușii, lor domnișoară, nu, că nu vă iubeam.
de pricină. Ana, nu mergi? Ia, să leapă bine lor. Tu, Anita, o, tu, cine vreau să se mai uite de la iubi? Ei au cules în
dat, în memoria pieța, noi vrem să o primim. O colindă care îi plăcea foarte mult. Obicei de colindă
Thank you.
Vă mulțumim și sărbători fericite în continuare. Și tuturor celor implicați în acest spectacol. De asemenea, de la ora 20, nu uitați, vă așteptăm în continuare la balul tradițional organizat de către tinerii din Cergău, aici la Căminul Cultural. Și primăria, de asemenea, așteaptă înscrieri pentru Revelion. Vă dorim Crăciun fericit în continuare, sărbători fericite și la mulți ani! Cum veneau odată leruile, vin colindătorii, cum veneau odată leruile, se colinde în seara asta minunată leruile, are gura arsă și li sochi în lacrimi leruile. Prea degeaba sânge, prea degeaba patim, leruile.